Muzeul Astra din Sibiu. Muzeul Astra din Sibiu, cel mai mare muzeu din sud-estul Europei, cu case de peste tot din România. Doamne, ce frumos trăiau oamenii în acele timpuri și îmi place la nebunie că totul este natural, făcut din lemn. Superb! Aceasta era fântână și avea și cumpănă, căsuțe frumoase. Eu nu știu dacă în alte părți din Europa mai păstrează așa ceva. Dar la noi este superb. Superb. Chiar mi-ar plăcea să trăiesc într-un sat din acesta și să mănânc brânză cu mămăligă și chestii naturale, găină de aia așa pigurită. E, nu mai gândiți-vă cum ar fi niște sărbători de Paște, de Crăciun într-un sat ca acesta. Nici nu știu încotro să mă uit pe unde să o iau, toate sunt așa de frumoase. Doamne! Cred că altfel ți-e și somnul, și totul, și munca, și altfel, în condiții așa naturale. Bisericuța aici vreau să mai merg. Gardurile împletite așa frumos. Oare ori mai fi prin țară sate care să păstreze așa mai multe căsuțe din astea vechi? Bine că măcar în muzeu le avem. Ia uite și bisericuța satului. Bine, aici, repet, sunt clădiri aduse din toată țara, nu dintr-o singură zonă. Să vedem dacă putem intra și în biserică să filmăm. Thank you.
Avem aici și un pod peste lac și corturi cu produse tradiționale românești. Târgul de jucării scrie aici, nu știu că sunt, da, sunt numai jucării, nu e nimic de mâncare sau așa. Este foarte mare acest muzeu în aer liber. Foarte mare. Se poate folosi și la aici chiar faci mâncare. Cumpără produs din Sibiu. Iam. Vreți și dumneavoastră să vă amintiți puțin de copilărie? Vrem. Vrem, da, mulțumim. Așa, mi-o dați mie să o prăjesc eu? Da, genial. Absolut. Nu mai slăni, nu să nu mai prăjisem. Da, trebuie să încercați un pic varianta asta. Vreți și dumneavoastră? Îi dau de la mine. Nu, lăsați că o să facem pe rând. De la mine. Cred că mă prăjesc și eu până prăjesc slănina. O să ții mai jos. Și ca la rotisor. Trebuie să vă aici. E mult mai bună, mai în foc încinsă, așa. Vezi că de acum deja transpiră. E bine. E bun, stai liniștit. Numai că nu s-a schimbat părți. Nu mai sunt părțile astea mari și grele. Ia să vedem noi și un beci. Numai aici la intrare, că pormă întuneric, nu se mai vede prea bine. Da. De poveste. Casa de viticultor, sas. No, astea erau case mai înstărite, mai din altă perioadă, probabil. Așa casă vreau și eu. Așa casă îmi place cel mai mult, casa asta. Cel mai mult. Cel mai mult mi-a plăcut aceea. Te-a curțit greu sistemul. Am vrut neapărat să vedem și casa albastră. Mi se pare mai deosebit așa, iar combinația asta de
bleu albastru cu maroul lemnului, mortal. Deci sunt fiert, cum se zice acum. Acum înțeleg ce înseamnă expresia asta. Acum înțeleg ce înseamnă să fii fiert după ceva. Așa sunt eu acum, fiert. Este absolut superb. Aș locui aici, jur. Deci este fermecător. Încerc să mă abțin să nu vă filmez tot satul. O să mă opresc. Îmi transmit așa o energie bună în locul acesta. Avem și noi, bineînțeles, Muzeul Satului în București. Și acela este foarte frumos. Deci mă simt ca la mine acasă. Ca la mine acasă aici. Așa îmi doresc să fie și casa mea și încerc să-mi pun și eu în casă ceramică tradițională de horezul, ștergare. Da, acesta a fost Muzeul Astra din Sibiu. O zi frumoasă să aveți!